Salut și mă bucur că suntem din nou împreună. Ai citit cartea lui James Allen, Omul devine ceea ce gândește? O găsiți pe internet absolut peste tot. Nu știu dacă există o vârstă recomandată de la care se poate citi, de la 14 ani eu zic că se poate citi cu siguranță. Este o carte scurtă, ușor de citit, dar valoroasă. Nu neglijați acest aspect. Astăzi vreau să rămâneți cu titlul ei. Omul devine ceea ce gândește. Și cu un citat din carte, visătorii sunt salvatorii lumii. În video anterior te-am rugat să te gândești și să scrii visul tău. L-ai scris? E foarte important să îl scrii, pentru că această carte conține o promisiune. Citezi! Dacă ai vise mărețe, ceea ce vei visa, vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei deveni într-o zi. Idealul tău este profeția a ceea ce vei descoperi în cele din urmă. Cele mai mari realizări au fost la început doar niște vise. Visele sunt semințele realității. Rețineți acest lucru și ne vedem în video următor.